Vreau să fac cunoștință cu noul baschetbalist. De ce dacă o să fie cu una dintre banii? De unde știi tu sigur? Poate o să fie cu una dintre noi. Atunci de ce mai stăm aici? Hai să-l găsim. Hai să-l cunoaștem. Costea, Zac, de ce vă hulpați la noi? Băieți, pentru vacanța de anul nou toți au decis să locuiască în Casa Roz. Eu am ales să stau singur în casă, dar a apărut Zac și acum și voi. Da, exact, voi de ce ați venit aici? Fără voi era mult mai bine. Am venit să ne jucăm la automate, ce, nu e voie? Costea, e ceva împotrivă? Băieți, pot să rezolv eu situația. Nu trebuie să rezolv nimic. Băieți, ăștia sunt ok, dar uneori se dau mari. Wow, cineva își încălzește pumnii, vrei să rezolv ceva? Nu, băieți, hai să nu facem scandal aici. Dacă află George... Cine e George? E polițistul care păzește casa de la țară. Se pare că da, dar unde sunt baschetbaliștii noștri? Nu, fetelor, nu abandonăm ideea asta. Tipul ăsta e pentru tine, Nastia, a fost trimis de sus. Și oricum, asta e dorința mea de anul nou pentru tine. Știu ce să facem. Nu, Diana! Of, Nastia, de ce te plângi? Din cauza ta am înghețat toate. Și oricum, dorința asta a fost pentru tine și s-a îndeplinit. Nu mai e cale de întoarcere, bine? Deci liniștește-te. Trebuie doar să înțelegi, Nastia. Dacă voi nu începeți să ieșiți împreună și el începe să se vadă cu altă fată, nu se știe cum o să se termine. Da, a fost ceva magic aici, așa că totul trebuie să meargă cum am planificat. Bine, dar o să râd tare dacă se îndrăgostește de una dintre voi. Nu, Nastia! Nu, va fi iubitul tău! Bine, fetelor, să ne încălzim puțin și apoi scriem o scrisoare de dragoste pentru el, din partea Nastiei.